Ahora todavía te tenemos un cortillo harto de fan que va de todo de interesante que yo zapate con un intento de un intervenir que la que poca manuzca que es video hace un lunch y pate te necesito dar tremenda para sacar tu de hackear tu experiencia en video. Hasta Rosman anuncio que han comparado o acabado de hacer historia hoy. Trade history. Uitați aici, am cumpărat de la un bot o grămadă de cartonașe pentru a face de văzută și am cumpărat de la un om 31 de chei pentru a cumpăra cartonașele respective. O să vă dați stimului în descriere dacă sunteți în București și vă interesează cheile de Cash&Go sau itemele sau cuțitele, puteți să idatea face trade-ul face-to-face. Are o grămadă de chestii în inventar, după cum vedeți, o grămadă de chei, iteme, cuțite și așa mai departe. Noi astăzi să facem level up. La 100 pe video. Am deja level 70 pentru că am încercat să filmez o dată, dar mi-am dat seama că nu se auzea microfonul pentru că microfonul făcut. Dar nu contează în timp când am ajuns la 100. Așa că haideți să continuăm. Pur și simplu o să craftez video ăsta, nimic altceva, până vom mai ajunge la level 100. Știu că este plictisitor, însă eu chiar vreau să am momentul când fac level 100 pe video. În altă ordine de idei, vă mulțumesc pentru cei 907 abonați, dacă nu mă înșel acum. Sper să ajungem cât mai repede la 1000. Sunteți cei mai tari băieți și sper să vă placă momentul meu de level 100 pe Steam. O să tot craftez video ăsta pentru că altceva practic nu am de făcut, dar sper să mă apreciez să dați un like la acest video, un share și să-mi spuneți părerea voastră în comentarii sau ce aș vrea să mai vedeți pe canal. De asemenea, ce aș vrea să vedeți special la 1000 de abonați, când va fi, vreau să știu părerea voastră în comentarii neapărat. Am filmat cum am rankat de la level 64 la level 70, însă nu am filmat microfonul bine, că n-am ajuns la level 100. Sper să-mi fi trimis botul într-adevăr destul de cartonașe cât să ajung la level 100, dar nu cred că vor fi probleme. Am tutorial despre acest bot de level up, dacă vreți să știți exact cum am făcut, căutați pe canal, o să vă las și linkul în descriere către tutorialul pe care l-am făcut atunci despre cum se cumpără exact pachete de cărți de la bot și cum le folosiți. Se cumpără doar cu chei CSGO. De-aia am cumpărat și eu 31 de chei pentru a-mi putea ajunge cât să-mi cumpăr cartonașe ca să fac level 100. Văd că stimul este puțin laggy, dar nu-i problemă de asta. Am făcut deja level 72, ceea ce zic eu că e bine. Atât timp cât eu mi-am dat seama de vreme să nu ajung la level 100 și apoi să încep să filmez, să mă trezesc că nu am niciun fel de audio pe fundal. Dup, eu sper că vă plac și acest gen de videoclipuri, poate că e deplasat, poate că nu, eu m-am gândit oricum să fac pentru a avea acest moment pe video. Și sper că o să vă placă și vouă și chestii de genul. Am vrut să fac pe un live, însă mi-a fost teamă că nu postez live-ul din nou, cum fac de obicei, și o să pierd momentul de level 100, de rank up la level 100. În continuare continuăm să craftăm, în continuare continuăm.
Museu Olimbaramuna. Continuăm să craftăm până la levelul 100. Deci video-ul ăsta va fi foarte, foarte plictisitor, însă eu încă aștept comentariile voastre despre asta și despre ce vreți special la 1000 de abonați. Da? Cam asta o să fie cam tot videoul. Pentru că da. Băi, m-am nebunit. Deci, vreau un tip să-i dau cele două chei pe care le mai am. Mai am trei chei în inventar. Sper că mi-a ajuns să fac de bun. Dar v-am zis, știu că asta va fi un video plictisitor. Data trecută am filmat vreo 15 minute și n-aveam video, pur și simplu. Avem deja level 73 și vom crafta așa până la level 100. Ca să vedeți voi cam cât de greu se face level 100. Sau mă rog, cât de ușor în cazul în care ești dispus să bagi bani în bot de level up. Și dacă ai încredere, eu am avut încredere în acest bot, și se pare că nu m-am înșelat. Bine, eu am vorbit înainte și cu ownerul. Ownerul mi-a făcut un discount de 2K pentru că am băgat destul de mulți bani în botul său și sper să fie tot ok să ne ajungă pentru level 100. Eu voi continua să craftez în continuare. Voi merge înapoi la banker și voi continua craft-ul. Da, băieți, nu știu dacă există video de gen pe YouTube, dar am zis, hai că fiu eu primul care îl face, chiar dacă nu e atât de interesant. Probabil, mulți dintre voi sunt niște spăiți ăștia la asta, că mă uit 30 de minute cum craftează niște banker pe Steam, încă poate sunt unii curioși care vor să vadă cam, nu știu, cum se ajunge la level 100. Habar n-am, eu am zis că vreau să am momentul ăsta pe video, pentru că eu de când mi-am făcut contul de Steam, mi-am setat target, bă, vreau contul ăsta să ajungă la level 100. Și sper că a venit acel moment, chiar dacă mai am foarte, foarte mult de craftat până. Am deja level 74, ceea ce e destul de ok, cred eu. Crafting, ok. Văd că merge destul de bine treaba. Mergem înapoi și continuăm craft-ul. Mai avem foarte mult de craftat, dar nu nimic, o să craftăm totul pe video, după cum v-am spus. Nu cred că ar trebui să dureze mai mult de o jumătate de oră, adică totuși. Cât de greu m-aș putea mișca. Da. N-am vrut să-l fac pe live, că poate bag iar muzică din aia și trebuie să, mă rog, să nu postez videoul pentru că copyright. Deci, da. Da, bă, băieți. Bun. Avem, aveam, când am început, aveam 2000 și ceva de iteme în inventarul de Steam, gen cărți. Dar acum nu mai știu câte sunt. În fine, nu contează atâta timp cât ne ajunge pentru level 100 și probabil, cu siguranță, ne vor ajunge. Deja mai avem puțin până la level 75, după aceea avem level 80, level 90 și în final 100. Deci, da.
άνθρωπο λεβοϊσά από τη χύση, βρε γραφεία καλυβεύω νεαρά ουρακίν σλότου τα δεογαλά πιέτη. Σύπορα όχι το όχα που έχαρα ούτες του λαιμού σπίτι, λέγει. Πέντρο, πότε δέχομαι να το γραφτιστείο, σε σαν σιώ μαϊμού το καβούν βλέπω. Άχτε τον πουτσί, αρκε μόνο για τον κοντινό ρε καυτή θα είχε. Δερ, δερ. Αν δεν το βοηθούν προκύβευτούν επιπτυσσόν, αχτε χανούβα δεράγγε. Πέντρο, κανά. Io chiaro non voglio portare che per esperienza vuoi dare che gol il mio che non fa potere contro il team a fost che fa che level o che a come non sto da cosa si è de agnus de si spenso che è agnus a sa che non sa continuo non sa che aftam che ti è sta peggio ok. Am primit o inimioară ca emoticon drăguț. Vă spun, nu se merită să băgați banii level-e, așa cum am făcut eu, însă eu sunt un pic mai fanatic, așa și da. Bun, așteptăm. Se pare că nu pot apărea mai mult de 100 de notificări în căsuțaia de sus. Interesant, nu știam. Aparent, văd că sunt deja level 75, dacă mă înșel. Sper să nu dureze extrem de mult. Dar eu voi posta videoclipul, oricum. Deci e ok. Bun, așteptăm. Vedem că craftez, avem level 76 deja. Sper ca ajungem repede la level 100, deși mai avem cel puțin 20 de levele până să facem 100, dar cred că avem destule cărți de craftat pentru a face destule seturi de cărți de fapt pentru a face level 100, ceea ce cred eu că se va întâmpla destul de curând. Cred, adică sper. Bun. Eu în continuare craftez aici până când vom ajunge la level 100. Nu vreau să opresc videoclipul pentru că vreau să stau cu voi să vedeți cam cât durează exact să craftez aceste cărți până la level 100, în cazul în care te decizi să le cumperi de la un bot de trade exact cum am făcut eu. Ok, continuăm. Se face din ce în ce mai greu trade-ul, adică level up-ul, adică de exemplu la 75, la level 70 îți trebuie 700 de XP ca să n-achezi și tot așa, la 800 îți trebuie 800 să faci un level și așa mai departe. De-aia este mai profitabil să cumperi setul de cărți de la acest bot sau de la orice bot aveți voi încredere pentru a ranca mai repede. Să nu mai stai să cumpărați fiecare cartonaj după market și așa mai departe. Așa că da, eu în continuare continui 2-0 din balon, continui să craftez. Avem level 77 deja, dar mai avem destul de mult până la level 100, să nu ne bucurăm încă. Sper ca acest video să nu fie un fail și să ajungem la level 100. Asta e ceea ce îmi doresc eu. Mergem din nou la base, uitați cât mai am, what the fuck? Voi vedeți cât mai am de craftat. De fapt nu mai e așa de mult. Dar nu cred că, fiți atenți că nu cred că o să mai ajungă. Asta e problema. Aștept acum, vedem. Dacă o să mai ajungă într-adevăr pentru level 100
Geldige praktijk wortelmappen geliet. Dat moet je doen, die nog was. Zo gewede ik een demonstratie dat we bijgewoon moeten kant de la porta que existe zijn gaan gevalwaard schermpraktijk. Dat moet je doen, die kan. Așteptăm puțin. El atât mi-a calculat când trebuie pentru level 100, dar eu să, nu știu acum ce să zic. Totuși mai am destul. Mai avem puțin până la level 78. Sper să fie ok. Am făcut și level 78. Aproape de 80 și de la 80 mai avem fix 20 de level de făcut. Sper să fie ajuns câte cărți mi-a dat botul, însă, nu știu, o să vedem în continuare ce se va întâmpla. Vedem noi dacă este de ajuns sau nu. Sau dacă ne-a păcălit botul. Vedem în continuare. Deși, v-am zis, nu cred, botul are niște calcule exacte și probabil că mi-a calculat de la level 64 cât îmi trebuie până aici. Până la 100, adică, dar vom vedea în continuare ce va întâmpla, pentru că nu am extrem de multe de-astea de colectat. O să continuăm. Ok. Continuăm aici. Să vedem dacă reușim să facem level 100 până la urmă. Chiar că cred eu că ar trebui să reușim. Dar, nu. Rămâne de văzut. Craft în continuare. Să vedem cât mai avem. Bun. Cred că am dat la cap, da, 79. Mai avem vreo 21 de level de atins până să facem level 100, cât vreau eu să fac. Și sunt curios dacă le putem face sau nu. Deși v-am zis că eu sunt puțin sceptic în privința asta, dar o să vedem în continuare. Ok. Vedem. Suntem deja la level 79, sau chiar de genul ăsta. Deci, deja urcăm în level serios. Sper că pot ajunge la level 100. Cu aceste cărți pe care el mi le-a dat și mi-a spus că cu ele pot face sigur level 100. Ia să vedem. Dacă nu, înseamnă că e schem. Nu mai spuneți. Ok. Asta tot. Nu știu, nici nu știu ce level am momentan, dar o să vedem. Deci am level 70. Chiar nu mai am foarte multe de craftat, dar nu. Că bine, am destul de multe de craftat, dar e ok. Haide să vedem dacă reușesc până la urmă. Fac imediat level 80, cred. Și de acolo mai avem 20 de levele de făcut pentru levelul nostru 100. Știu că v-am ținut mult pe video și n-a fost nimic interesant, însă eu vreau să vă arăt exact ca acest
acest bot funcționează. Eu o să continui să craftez, pentru că da, de ce nu? O să craftez în continuare până când voi rămâne fără niciun set de cărți pentru craftat. Bun. Ok. Acum ne trebuie 800 de XP pe level pentru un singur level. Am zis, astea cresc cu 100 la fiecare 10 level pentru a putea face un singur level. Dar o să mă descurc. Am deja level 80, mai am 20 de level de făcut pentru levelul 100. Și cred că o să-l fac. Cred eu. Sper, de fapt. Mai am 500 XP pentru level 80. Dar nu-i nimic. Voi aștepta și voi crafta cu minte fiecare card în parte. Fiecare badge, de fapt. Bun. Așteptăm și noi. Adică continuăm să craftăm ca niște băieți cu minți. O să vă dați și minutul unde am ajuns la level 100, să dați skip direct dacă vreți. O să fie un hype total, probabil. Dar da. Așteptăm. Ia uite, mai avem 30 de XP pentru a face level 81. Am făcut în momentul ăsta level 81. Ok. Ia uitați level 81 și 5 locuri în plus în lista de prieteni. Ok. Deci, sper să fie tot ok. Chiar m-am plictisit eu la cât am craftat, dar riscul meseriei, frate. Ce să faci? Da. Vedem aici că am un level 81 deja. O, mai avem ceva seturi, o grămadă, de fapt. Mai avem 400 de XP pentru level 82. Da. Nu-i nimic. Merge. Avem destule pachete de cartonașe, practic. V-am zis, botul ăsta m-a ajutat foarte mult, pentru că eu acum am realizat că nu făceam eu așa singur să cumpăr cărțile după market de vreo 100 nici în 2 ani de zile. Dar e bine că am făcut-o și pe asta. V-am zis, ăsta a fost targetul meu de când am făcut contul de Steam. De vreo 100, am zis, la level 100 mă opresc. Pentru că după level 100, după părerea mea, nu mai are rost. Dar, nu. Așteptăm. Să dăm ranca cu minței, ușor, ușor. Abia aștept să intru în ultimile 10 levele de făcut. Dar mai am ceva. Am abia level 82. Așa. Bun. La fiecare level îmi acordă câte 5 locuri pentru a adăuga la prieteni, practic. Uitați, deci la fiecare level îți adaugă... Ah, nu, la fiecare 10 level sau chiar nu știu. În fine. Da, la fiecare level, da. Îți adaugă 5 spoturi pentru a adăuga la prieteni, practic. E ok. Zic eu.
Din câte am înțeles, nu trebuie să ai jocurile ca să le iei insignele. Ca să le colectezi cartonașele pentru insigne. Dar, nu, nu știu. Așteptăm puțin. Să vedem exact levelul 83 în curând, probabil. Probabil că o să mi folosească toate pachetele cumpărate, dar nu este nimic atât timp cât ajungem la level 100. Da. Aici avem ceva joc anime, din câte îmi dau seama. Dar e ok. Încă n-am făcut level. Eu doar continui să dau craft într-o dată. Se fac câte 5 medalii, 5 badge-uri pe joc. Și la 5 badge-uri obții 500 XP. Cam asta este cum funcționează sistemul de crafting, știm. Cred că în momentul ăsta avem level 83 plus slotul de 5 prieteni bonus de adăugat la lista noastră de prieteni Steam. Ok? Și, da. Continuăm la badge. Pentru level 84 mai avem nevoie de 700 de XP. 730 mai exact. Eu cred că o să ne ajungă să facem level 100. Cred. O să vedem în curând. O să ne lămurim. Bun. Eu continui să craftez. În continuare. Să vedem ce reușim să rezolvăm. Mai avem nevoie de 200 XP pentru level 84. Ok. 200 XP se fac acum din două clicuri, practic. Dacă nu mă înșeală matematica, de fapt. Și cred că cel mai probabil nu mă înșeală. Bun. Am făcut level 84. A, nu, mai trebuie să mai dau o dată, practic. Ok, nu-i bai. Acum am făcut, sigur, level 84 pe Steam. Continuăm. Bun. Ok. Eu în continuare craftez aici. Și, da. Mergem din nou la badge și tot așa. Plictisitor, dar din punctul meu de vedere, o facem level sigur. N-am niciun stres. Sigur, fac level 100. Bine, eu o să le craftez pe toate, chiar dacă fac level 100 și mai rămân pachete, le craftez pentru că nu vreau să rămân cu cărțile astea degeaba în inventar. Dacă mai rămân după ce fac level 100, le craftez. Practic. Și da. Nice. Continuăm. Și practic după ce facem level 85, mai avem 15 levele de
folk food. Yep. Hero. So then, Kamen Buna Fakim level up. Change. Wow. I'm also the great TV. But I think I might be able to craft them the door to a level up. Ah, promotion, whatever. Bun avem level 8, 5, ceea ce înseamnă încă 5 levele până la ultimele 10 levele pe care trebuie să le adunăm. Sper să ne ajungă, v-am mai zis. Craft a bag. Simplu. Easy peasy lemon squeezy. Aveam 2000 de iteme în Steam, să vedem cu câte mai rămân după level 100, nu cred că atât de multe, dar nu contează. Ok. Eu în continuare craftez aici, probabil că v-aș de moarte, dar nu contează. Avem 260 bag-uri în total deocamdată, dar o să mai facem destul de multe ca să obțin level 100. Bun. 430 mai trebuie level, dacă nu înșel. Ia asta să mă uităm. Exact, 430. 330, cred. Nu, în fine, nu contează, o să tot craftez. Nu mai stau să fac matematică pentru că este inutil. Tot ce trebuie să fac este să dau craft bag în continuu. Și sincer, devine și pentru mine plictisitor, dar având în vedere că voi atinge scopul de level 100 pe care l-am setat în momentul când am făcut contul, vă zic eu că pentru mine personal se merită. Bun. Continuăm. Mai avem probabil vreo 100 de lot, iar de încât mai avem atenție mare, însă, what the fuck, mai am foarte multe coaie, uite, foarte multe, cred, dar, no, nu știu, chiar am emoții. Ok, o să dau încă o dată, craft level 8 6. Bun, level 86. Continuăm. Vreau măcar să ajung la level 90. Să știu că mai am decât 10 levele de făcut. Dar probabil că mai am destul de mult și până acolo. Bun. Eu tot craftez. În continuare. Am zis, dacă stăteam eu să strâng cărți așa, mă lua probabil primăvară. Sau mă mai lua încă 2 ani să strâng atâtea cărți pentru level 100. Așa le-am cumpărat de la bot și de cât de craftez. Halloween Night, uite ce mișto e background-ul ăsta. Mai avem nevoie de 400 de XP. Ok, continuăm. Bun. Continuăm cu crafting-ul. Sper să nu dureze. Adică bine, deja a durat foarte mult, dar mă rog. Da. Și o să se facă și mai greu level la level 90, adică o să-mi trebuiască pentru level 900 de XP. Dar nu contează.
level of the captain. Continuum. Op strategic, organite best een no strategic, de stuffen van level aan level nozik. Adika, de stoel de moed. Oké. Als ik kom. Zo wil ik een regel van uit. Oké, mooi. Bom, bom, bom. Mas Mirko não é estimular. Não. Bom. Eu vou continuar no fábrico de Starcraft. Na cerca de base, de que tem 5 PJ, pelo que eu fico aí jogar 15 PJ no total. Se não. Mas é forte para a gente fazer queima. Level, aí que eu vim no ato de. Puteți câte mai am. Și dacă încarcă nu mai ajunge, mai am 3 chei cu care să cumpăr. Și chiar nu mai sunt atât de multe date de luat. Eu sper să fie îndeajuns. Ce mi-a trimis el aici? Pentru vreo încă 10 levele. What the fuck? Ce am înțeles? Cum stă treaba? Bro, avem foarte mult de craftat. Level 8-7. Abia mai avem destul de mult până la level 9-X. Încă 2 levele, deci 2. Bun. Eu în continuare craftez. Ok, bun, continuăm, mai avem nevoie de 500 de XP pentru un level și ceea ce mi se pare destul de mult. 430. Acum avem destul de mult de mâncat. Asta e clar. Bun. Bun, bun, așteptăm să dăm practicile așa, ne facă bagile practic. Avem destul de mult de cumpărat pe aici. Dar da, acum trebuie să dăm rank-up. Sau nu. Mă uite că am, n-am dat. Bă, eu nu cred că o să mai ajungă pentru level 100. Cred că botul a calculat greșit. Dar oricum o să mai cumpăr, că mai am vreo 3 chei și da. De am și păstrat 3 chei. În caz de. Level 89 avem în momentul ăsta. Aproape am intrat pe ultimele 10 levele, adică mai avem un level până la ultimele 10 levele și totuși cred că mi-a dat destul de cărți pentru level 100. O să vedem în continuare. Ok. Continuăm cu level up-ul nostru.
Bom. Ok, então. Să vedem dacă durează extrem de mult, ia să vedem. Tactic mai... Bă, ar trebui să fie destul ok. Deci, da. Mai am 400, acum mai am 300 XP de... făcut până la level 90. Încă 3, încă acum 200 de XP. Și acum în două clicuri ar trebui să avem level 90. 1 și un ultim click level 90. Level 90, acest practic avem level 90. Plus că la fiecare 10 level mai avem de dat o dată. Bun, hai să-l mai dăm o dată. Și acum, în momentul ăsta, avem level 90. Cred. Da, level 90. Și încă un loc pentru a ne afișa ceva pe profil. Însă asta nu le setez acum. Și pentru 90 avem de lucrat cu atâtea calduri. Sper că ajungă, deși bă, eu cred că o să ajungă, haideți să vedem. Spoc. Mai avem 831 de făcut din acest moment pentru level 91. Și asta chiar îmi place, pe background ăsta îmi place destul de mult, mai dau o dată. Pe fiecare joc, practic, dau de 5 ori. Știți? Și au în total 500 de XP pe un joc de ăsta 3 pe care îl craftez. Da. Ar veni la două jocuri de astea întregi, faci un level, practic. Acum la levelul la care sunt eu. Mă tot bagă lumea în seamă pe Steam. Probabil văd că fac level-ul grămadă și da. Așteptăm. Poate facem level 91. Și în momentul ăsta, adică după asta o să avem 9 levele de făcut pentru a pentru a crea. Adică mai avem 400 de XP până la level 91. Ceea ce înseamnă destul de mult. Mă rog, acum 300 de XP. Mai avem probabil 3 clipuri. 200 de XP, încă 2 clipuri și trebuie să avem level 91. Fuck, ok. Încă un click și avem level 91, probabil. Însă mai avem 9 levele de făcut pentru level 100. Ah, nu, uite, mai trebuie să dau o dată, practic. Ok. Level 92. Ah, 91, pardon. Mai avem 9 levele de făcut. Doamne, ajută să le facem. Sper să le facem, adică, bine, sigur o să le facem, mai să nu mai gândim negativ. Bun. Așteptăm. Adică, bine, nu așteptăm, pur și simplu, dar nu pot să fac treaca asta, nu pot. Trebuie să mă uit la animația asta, asta este, trebuie să se încarce. Da, nu contează, ne descurcăm. Bun. Sper să fac level 92 destul de repede.
daar kost het vak. Maar ja, we aproximativ 400 lei, și până la level 92. Este foarte greu, am zis că durează extrem de mult, însă eu cred că se merită sau nu. Cu siguranță că nu se merită, dar eu sunt mai nebun de fel și probabil majoritatea dintre voi știți asta. Mulți și-au făcut inventare de CSGO. Eu aș fi putut să fac asta, încă am preferat să-mi fac level 100. Nu știu de ce, dar acum că am terminat cu levelul, probabil că o să-mi fac eu ceva inventar, nu știu, dar nu acum că nu mai am niciun bani. Pier. Bun. Așteptăm. Durează ceva până faci un level pe timp. Dacă treci de 90 sau 70, deja durează destul de mult. Chiar și 70 durează mult să faci un level. 92 nivel, mai avem destul de puțin până la level 100, adică mai avem vreo 8 nivele. Dar durează foarte mult până le faci, având în vedere că sunt la level 90. Și pentru un singur level am nevoie de aproximativ 900 de XP acumulat. Deci, da. Cred că la 100 deja trebuie să faci 1000 XP pentru un singur level, dar de acolo deja mă opresc. Bun. Suntem pe final aproape, dar bine, mai durează oricum. Pentru că da. Da. Nu știu. Să-mi spuneți ce părere aveți dacă am meritat investiția mea de 325 și n-am meritat în niciun caz pentru că aveam deja level 64, deci vă dați seama că trebuie să băgați voi dacă aveți, de exemplu, level 10 și vreți să faceți direct 100, trebuie să băgați o grămadă de bani. 430 pe până la level 93. Da, o să mai ajungă sigur să, adică, să ranchez, cred, dacă nu, asta e, dar cred că o să mai ajungă. Să vedem exact care e treaba. Avem aici niște cartonașe foarte multe de craftat. Foarte greu să obține nivel dacă ai level 90. Chiar foarte greu. Dar nu-i nimic. Ne descurcăm. Ok. Ok. Trebuie să-mi îndeplinesc golul contului de Steam. Și asta fac chiar acum. Am făcut level 93. Mai avem... Da, mai avem vreo 7 levele de făcut. Sper că le putem face. Sper. 930 XP pentru level 94. Destul de mult. Acum 830. Acum. Și 630. Mamă, cât durează, frate. Patru sute treizeci. Mai avem până la level 93. Adică, da.
Hay que ver la campa con la coleta. Vamos a calcular perfecto. Que al paso de 3 y 20. A con 3 y 3 y 8. Bueno. Un vaso matemático con que yo 2 y 3 y 8. Se ha comandado que con la televisión. Perché mi leva 9 registrato, perché sono registrato questo. Ma abbiamo un clic di dati e ora a flamenda dati che ti mi richieste che stia fanno un po' che da un skip. Per questo che mi appare che mi ha data e ti mi richieste. Non è esplosivo la data. Dalla. Quindi come mai non si strisce di esperire il dato e mi ha data con qualche altro sotto di esperire. Avem level 94, mai avem fix 6 levele de făcut. Sperăm că le putem face cu cărțile noastre rămase, deși ar trebui să pot. Mai am o grămadă de seturi. Ok, continuăm. Ok. V-am zis, durează destul de mult, dar asta este. Trebuie. N-am cum să dau să recaptereze pe toată dată, pentru că dacă ar exista opțiunea asta, credeți-mă că la cât fac level odată, ar pica Steam. Pe bune, cred că ar pica Steam-ul grav de tot. Ok. Da. S-a băgat, lol. Vedeți că stătea în calcii itemele. Se mai blochează și el la cât am dat aici craft într-una, dar nu-i bai. Bun. Și mai avem 430 de făcut până la 95, 330 acum. Mă rog, nu mai stau să calculez canale noastre. Trebuie doar să dau craft bridge sau badge, ceva din genul ăsta. Pentru înfocații de limba engleză. Ok. Așteptăm. Bun, băieți, și în momentul ăsta, când îți mai dau un craft, o să intrăm pe ultima 100 de metri. Ultimele 5 levele de craftat. Să sperăm că e totul ok. Mai avem încă o dată un bonus de 5 loturi pentru a adăuga la prieteni, ca la fiecare 10 levele obținut, la fiecare level obținut, pardon. Și începem numărătoare inversă. Practic. Așteptăm. Mai dau încă o dată. Ok. Mai avem 5 levele. Sunt bucuros că ne-am apropiat de final. Și cu siguranță o să mai ajungă cărțile pentru level 100. Cred. Nu cred că o să mai rămână nimic, dar cu siguranță de ajuns îmi vor ajunge. Ok. Da. Mai dăm o dată. Băieții mă invită să mă joc, dar eu am treaba cum am fac level pe Steam. Și de 430 pentru următorul level, 96. Să continuăm, Dan.
Ok. Mais j'ai un cadeau qui va pas tout à fait inventer la carte de force et je vais tout ça décrafter. Peut-être que vous pouvez en faire un sous, faut peut-être continuer. Merci. Oui, c'est là. Ok, avec level 9, il cherche encore pas tout level et il faut tout. Aïe, c'est So fucking back. Da, mon grand malade. Adică cred că mai sunt pentru level 100. Deci da. Ok. Craftez. În continuare. Și o să continui și craftez până când o să fac level 100. Logic. Nu-mi place culoarea la level 90, galbenul ăla e urât așa anci. Foșat e, nașt. La level 100 mi se pare că aveți culoarea neagră frumoasă. Da. Ok. Bun. Minecraft am încă un joc în afară de asta și avem încă un level practic. Bun. Da, mai trebuie exact să craftăm încă un joc. Ok. Mai puțin de un joc, dar ca idee. Ok. Botul mi-a calculat cât îmi trebuie pentru level 100 și cred că a calculat foarte bine și exact. Doar va rămâne de văzut. Bun. Și cu încă un click ar trebui să fac level 97. Foarte mult am stat să craftez, dar am meritat munca titanică, după părerea mea. Da, 97. Mai avem 3 levele. Da, 3 levele mai avem până la level 100. Sperăm că avem destule. Ia uite aici. Nu-mi place scularea la level 97, e urât. Dar o să scăpăm imediat de culoarea. Deci am așa, un level, două levele, trei levele, patru levele, da. Fix cât să ajungem la 100 avem. Ok, continuăm. Mi-a dat cărțile fixe pentru level 100. Respect acel bot, chiar vă recomand să-l folosiți. Dacă vreți să faceți voi level bine, nu ca nebunul ca mine. Să bagi o mare bani în bot pentru level, dar poate vă ajută și pe voi botul ăsta. Pe mine m-a ajutat foarte mult, am vorbit cu omul, lumea a făcut o reducere de 2K pentru că așa că am cumpărat mult și mi-a făcut o reducere de 2K. Bun. Practic, da. Ok. Bun. Bun. Încă puțin tel. Așa, poate că nu mai avem două levele în afară de asta. Ok. Bun. 300 XP. Mai avem nevoie. Practic. Ok. Bun.
açtıktım. Non, per il momento sta facendo, ma non mi vedere proprio. Club, posso mi accalcolare bene, che ha fatto mai molto. Posso tardare, non so se devo continuare. Non credo che mai molto, posso tardare, non so se si può, niente. Ok, aspettiamo. Sottocraftam. Space vegan goods. Așteptăm să tot captăm, am făcut și o rimă. Da, e ok. Ok, mai așteptăm o continuare. Bun. E destul, e foarte greu de făcut level 100 pe Steam, asta vă spun, eu m-am chinuit 4 ani că trebuie să bag și bani de la level, de la level 64, n-am mai putut să colectez, eu manual, am preferat să folosesc un bot pentru treaba asta. Ok. Continuăm. Bun. Și fraților, mai avem pe ce facem level 99. Ok. Și o să vedem și dacă botul a calculat corect. Dar eu vă zic că a calculat cât se poate de corect, cât mi-a trebuit mie de la 64 de level până la 100. Mi-au trebuit 32 de kg de și bă, pentru toate aceste cartonașe pentru a mă ajuta să craftez. Și avem level 99, frate. Deci pentru level 100 mai trebuie să craftăm cred că vreo 2 jocuri de astea pline și noi avem vreo 3. Deci, cred că ne rămân. Cred, nu știu sigur, dar cred că ne mai rămâne un set din partea butului. Și chiar o să mă uit în momentul ăsta. Da, ne mai rămâne cu siguranță un set. Dar o să-l craftez și pe la doar ca să scap de el. Si. Ok. Fraților, așteptăm, mai e foarte puțin. Ok. Așteptăm, dăm aici acest în continuu. Și probabil că mai e foarte, foarte puțin. După ce am pierdut și numărătoare de la cutite, mai trebuie să strâng, dar nu contează. Pure evil. I am pure evil. Ok. Vedem, mai avem două de-astea. Și mai... Oh. Fiți atenți ce urmează. Ne-a mai rămas un set în plus. Dar o să-l craftez și pe la după level 100. Practic. Serio. Bun. The moment of truth is coming. Mai avem foarte puțin până la level 100. Ok.
mi se parece extrem de puțin. Hai să vedem cât. Fraților, mai am două mâini de dat și facem level 100. O dată mai trebuie să dăm pentru level 100. Eu zic să vă pregătiți, pentru că urmează un hype total. Bun. Încă o dată, level 100 incoming! Putere pentru băieții mei, level 100 este! Oh, nice! Bun! În sfârșit, coai, nu cred. Dar înainte să mă bucur și mai mult, vreau să-mi... Uite, la level 100 aveți nevoie de 1003... o grămadă de XP. Dar eu o să mai craftez și acest zombie boom, pentru că nu vreau să rămân cu cărțile în inventar degeaba. Deci, haide să le craftăm. Dacă tot e un set de 5 între, sau poate nu sunt tot 5. A, bă, dacă că am tot set de 5, mai luăm 500 de XP, bonus de la bot, practic. Iată că a calculat peste, adică ne-a dat mai mult decât a trebuit. Dar nu contează, e ok. Ca să nu greșească. Cred eu. Ok. Mai avem foarte puțin de craftat și scăpăm de craft pentru totdeauna. Sau nu? Hehehe. Bun. O dată mai trebuie să dau și ne putem bucura de level 100. Deci, iată, avem level 100. Am craftat tot ce am primit de la bot. Nu mai avem nimic de la bot. Efectiv, nu mai avem nimic. Uitați-vă aici. Mai am 530 de XP pentru level 101 și cred că voi mai da ok pentru avarta și cum să cumpărați, dar uitați-vă puțin cum arată level 100 pe Steam, frate. Bine, încă nu mi-am analizat profilul, dar nu contează asta. Level 100 pe Steam. La final o să mai zic și cum cumpărați, pentru că... Da, deci, pur și simplu, vă duc și adăugați botul din descriere și, de exemplu, scrieți by level 101, hai de până, level 101. Să vedem dacă mi-e... Asta cam scris, deci scrieți bui, level pe care îl vezi, 101, de exemplu, am scris eu. Dar Mentor procesează, pur și simplu, cererea și vezi primi un trade offer. Eu am cumpărat încă un set de cărți pentru a vă arăta voi cum am făcut și pentru level 100, practic. Processing request, el acum își caută în stoc, calculează cât mi-ar trebui mie pentru 101, avem un pending trade offer și îmi cere 2K pentru level 101, practic. Eu acum o să dau 2K pentru asta, pentru că de ce nu, și... Ca să vă arăt și vouă. Accept oricum, l-am chestat cu cheile. Trebuie să confirmați pe telefon. Level 100, coai. Știu, am zis că mă opresc la level 100, dar totuși am zis să vă arăt și vouă cum se face. Am cumpărat de la bot o grămadă. Haide să accept trade-ul cu cărțile pentru 101. Ok? Bun. Acceptăm, așteptăm că dispară de pe telefon. S-ar trebui să ne dea destule cărți
Chcevať jim síle volovu tomu repet i onu vrém nepadat levo onu tomu unsa Ramzi se vale chivokum se kum vale dino de la pot. Praktika kum ale trejdu sa ankeat. Si da kum egi zino pe profil la la team vegen le puteți faci nada decât 3 seturi pentru că doar de atât am nevoie pentru level 100. Deci haide să o facem și pe asta. V-am arătat și cum se cumpără pentru a face voi mai mult level. Bun. Bun, dăm înapoi. Eu acum o să fac level 101. Dar nu aș fi vrut să fac level 101 neapărat, dar am zis să vă arăt și cum se cumpără dacă tot mai aveam 3 chei în inventar. Am mai dat 2 la bot, acum mai am o singură chei în inventar. Dar voi avea level 101. Ceea ce zic eu că este foarte, foarte bine. Haide să fac ok, lasă-mă. Craft, o să facem de vreo 101 până la urmă. Pentru că, da, putem. Asta doar să vă arăt cam cum se cumpără cărți din nou. Da. Sunt addicted la level pe Steam, frate. Jur. Dar nu contează asta. Ok. Așteptăm. Level 101. Și vedeți că întotdeauna când cereți pentru un level, întotdeauna vă dă în plus. Vedeți, mi-a dat ce aveam eu nevoie, plus un pachet în plus. Deci, o să-l crafte și pe ăsta. V-am zis doar, pentru că nu-mi plăceam. Sute de mii de cartonașe de-astea în inventar. Video-ul a fost foarte lung, încă eu o să-l postez pentru că mi-am atins goal-ul, practic, pentru a-mi face level 100 pe Steam. De fapt, am level peste 100 pe Steam pentru că am 101. Deci, practic, e peste 100. Nice, totuși. Bine, nu mai fac acum level, dar doar ca să scap de aceste, să zic așa, cărți de a le craftez efectiv. Ok. Cam atât cred că ar fi cu video-ul ăsta, pentru că nu mai avem nicio carte. Bun. Am făcut level 101. Deci avem level 101 pe Steam. Eu vă mulțumesc tuturor pentru atenție, pentru, eu știu, pentru faptul că efectiv v-ați uitat la video ăsta lung. Eu am fost costi, sunt extrem de bucuros că am ajuns la level 100. Vă mulțumesc și vouă, vă mulțumesc pentru tot. Până data viitoare, numai bine!